Aeroportul din Băneasa a fost închis pentru traficul de pasageri în 2012, pe motiv că nu mai era sigur în caz de cutremur. S-a vehiculat însă că în spatele acestei decizii ar fi fost de fapt și interese imobiliare. Tocmai de aceea, în 2009, pentru a securiza terenul, aeroportul din Băneasa a fuzionat cu cel din Otopeni. Acum, în zona aeroportului Băneasa, metrul pătrat de teren costă câteva sute de euro. În ciuda intereselor imobiliare, aeroportul internațional Aurel Vlaicu nu a fost mutat. Clădirea este monument istoric și a fost reabilitată în urma unui contract semnat în 2019, după 7 ani de la oprirea zborurilor de pasageri. Lucrările au început cu întârziere, în februarie 2020, dar acum s-au încheiat, iar aeroportul se pregătește să reprimească pasageri. Suntem în procedură de recepție, astfel încât la începutul anului viitor, trimestrul 1, maxim trimestrul 2, să putem să-l avem operațional 100% pentru fluxurile de pasageri. Aeroportul are o capacitate proiectată de aproximativ 400 de pasageri pe oră, iar durata medie de îmbarcare va fi între 30 și 60 de minute, în funcție de dimensiunea aeronavei. Are un salon VIP și dotări de ultimă generație. Toate bagajele trec prin diferite scanere cu raze X. Dacă există suspiciuni în privința lor, ele merg pe un nivel superior de securitate, ajung să fie verificate inclusiv prin un scanner care folosește metoda de computer tomograf. Programul de zbor va fi limitat între orele 6 și 22, tipic pentru un aeroport urban. O idee foarte bună. Să sperăm că terminăm cu COVID-ul ca să se poată circula. Pentru locuitorii din zonă, cred că o să fie cam greu pentru ei cu zgomotul. Din 2012, aeroportul Băneasa a mai fost folosit doar pentru zboruri tehnice și private. Lucrările de reabilitare și modernizare au costat peste 11 milioane de euro. După reluarea zborurilor, Bucureștiul va avea două aeroporturi funcționale, Aricoandă și Aurel Vlaicu.